eu aș compara acest dicționar enciclopedic Mihai Eminescu cu o catedrală terminată. O catedrală uriașă, de regulă, încep niște generații, o continuă alte generații și o încheie alte generații. Acest meșter Manole al culturii române, care a construit de unul singur o catedrală uriașă, se numește Mihai Eminescu. Eu spuneam și la București acest dicționar enciclopedic Mihai Eminescu este un cadou făcut de Basarabia prin intermediul lui Mihai Cilipoi României, țării noastre. Țara nu a făcut încă un dicționar asemănător a apărut în Uniunea Sovietică, dicționarul Lermontov, la care au lucrat Institutul Gorki de Literatură și Academia de Știință a Uniunii Sovietice, 20 de ani. Un dicționar, se cheamă nu enciclopedie, dar dicționar Pușkin, a apărut la Moscova, unde s-a lucrat iar 20 de ani. Eu știam din 1980 că se face o enciclopedie Șepcenko. Și l-am întrebat domnul Arhimșor, care știe acest lucru. Nu, ea se elaborează în se face. Mare. Mare enciclopedie Șepcenko se muncește la ea de 30 de ani. Și apoi, hai ca să folosești un cuvânt așa, e monstruos. Adică, uitați-vă, o cultură monstruoasă. Eu mă uit, am răspăit această enciclopedie și nu-mi dau seama de unde vine domnul ce v-ați făcut această enciclopedie câțiva ani de zile. Probabil n-ați dormit măcar 5 minute, așa, să mai odihniți așa. Pentru că este o muncă titanică, e o muncă enormă. Este, spuneam, cadou Basarabiei pentru țări și nu întâmplător. Spun acest lucru pentru că pentru noi, basarabenii, Eminescu este mai mult decât un poet. Este un simbol. Eminescu ne-a ajutat să rezistăm. Iată și la ipoteștiu spuneam despre ce a însemnat Eminescu pentru noi. Povestește un deținut politic, Nicolae Strada, la închisoarea de la Idgel. Noastră nu știți ce înseamnă închisoarea din Idgel, regiunea Sarakov, de dincolo de Ural. Era închisoare pentru basarabeni. Acolo, în închisoare, au murit 20.000 de basarabeni. Și nimeni nu spune nimic. Eu am propus să se facă un monument ca la Hatân, acolo, pentru că este Hatânul nostru. Ghimbu a propus ceva, a promis ceva, un însemn cel puțin. Acolo, în ultimii ani, adică nu că în ultimii ani, după moartea lui Stalin, au început să fie puse și cruci cu nume. Toate numele sunt române. Și iată povestește Nicolae Strada, care a fost deținut acolo. Ei, deținuții, auzeau, erau împușcați, cei care erau scoși din închisoare, împușcați lângă închisoare, era un loc special. Și ei auzeau, iar îi duc la împușcat pe basarabenii noștri. Și când i-au dus o partidă la zid, un moment dat cineva a început să cânte Vezrândul Neierese. În fața plutonului de execuție. Ăsta este Eminescu. Un alt exemplu, ca să vă spun așa, ca să știți ce înseamnă pentru noi, Eminescu, Serafima Sabo, profesoară de la Ochei. Mi-a spus atunci când a fost deportată în Siberia, n-a reușit noaptea, când au venit soldații să o scoată din casă, să ia, era copilă, a luat o pătrușă și o carte de versuri cu Eminescu. Ajuns în Siberia, i-am povestea, când vroiam să mor, când mi-era dor de casă, când mi-era frig, când mi-era foame, deschideam Eminescu și citeam codurile, codruțurile, ce mai faci, drăguțule, pe de când nu ne-am văzut. Și așa mai departe. Și ea spunea, parcă eram acasă. Parcă nu era Taiaua, așa că răspășeam. Dar parcă era pădurea din jurul satului meu. Sau, altă dată, când vreau să fug prin pădure, mi se părea că la capătul celălalt al pădurii este satul meu. Iar își deschideam din trei școli, de la mână, departe, rezambind. Și ea venit, i-am zis, eu am mult făcea cărțurii. Am purtat-o cu mine prin Siberia, ca pe o carte de rugăciune. Și am ajutat să supraviețuiesc. La Ipotești, eu am povestit astăzi, copiii noștri. Deci au un mult pentru Eminescu. Lăsați-ne, dragilor, să-l iubim pe Eminescu. Vă spun acest lucru pentru că noi suntem atacați. Iată, eu am fost la Congresul Scriitorilor acum câțiva ani, la Cosmeri, și așa am vorbit. Cineva dintre, așa, cu dispreț, cu superioritate dintre scriitorii noștri, a spus, păi basarabenii au rămas la Eminescu. Și eu am spus, basarabenii n-au rămas la Eminescu.
ei au ajuns la Dumnezeu. Vă așteptăm acolo și pe dumneavoastră. Și am spus să știe, la Academie m-a întrebat cineva și am spus următorul lucru. Se spune că Eminescu este un scriitor de astăzi, greșit. Eminescu este un scriitor de mâine. Noi abia urmează să ajungem la Eminescu. Dacă citim pe Eminescu, ne convingem că el este unul dintre scriitorii noștri, cei mai necunoscuți acolo. Iată, Cimbuie vorbește de inedit. Păi au trecut 23 de ani, 24 de ani la moartea lui Eminescu și zilnic văd în presă inedite de Eminescu. Ca și cum scrie și după moarte. Deci Eminescu este unul dintre repere. Și eu zic nicăieri, în spațiul românesc, nu este mai multă nevoie de Eminescu decât în Basarabia. Și nu este mai mult nevoie de spiritul lui Eminescu în timp ca acum, dincolo de Prut. De aceea, atunci când unii, mai nu v-ați săpărat în seara, eu spuneam că la Craiova era cineva, era pe scenă, Eminescu. Zic, stai, dragul pe el, mai trebuie să... Vreau să-mi spun interviul, dacă vreau să zic, după emisiune, stai eu după manifestare. Nu v-ați săpărat pe de seara să-l lorați pe seara, să nu ne-am săpărat. Pentru noi, Eminescu este limba română, pentru noi este identitate, pentru noi este viitor. Și eu spuneam despre copiii noștri de astăzi. La o grădiniță din Chișinău, copiii discută și ei politică. Și la un moment dat, profesoara povestește, profesoara, educatoarea, întreabă, le spune copiilor, Eminescu este cunoscut în toată lumea. Cum se spune altfel, un om copii de 5-6-7 ani, la care un copil întreabă, și în Cecenia? Da, și în Cecenia. La care alt copil, pentru că privesc televizorul cu părinții. Și spune, de ce crezi că luptă Cecenia acolo? Luptă ca să apere pe Eminescu. Asta este. Deci copilul știe că Eminescu trebuie apărat. Dar noi cei ce mai știm și noi, spre deosebire din asta, noi știm că Eminescu mai trebuie citit. Iată, a spus foarte frumos domnul Apetri. Domnul Dragan a spus că unii au frică de Eminescu. Au frică de Eminescu. Pentru că cei care au spus că Eminescu este un om de vară și la noi, noi aveam un registru contraport, Eminescu poetul un băiat. Adică tâmpenile circulă, cei care rostesc, eu zic că astea sunt atacuri la adresa poporului român și ele trec foarte ușor prudul și cei care spun ceea ce a spus cineva la București lucrează contra neamului românesc. Dacă vorbești, dacă vorbești la Chișinău, contra lui Eminescu vorbești, contra României, dragi. La București puteți vorbiți contra lui Eminescu. Dar citatele din respectivii la Chișinău sunt contra orientate, contra dumneavoastră, contra culturii române. Și mă uit, denigrări de acestea. Iată, eu spuneam despre Șevcenco. După 1991, Șevcenco a fost tradus în 200 de limbi. Eminescu e tradus în 67 de limbi. Ambasadele Ucrainei, de toate țările, lucrează pentru popularizarea creației lui Șevcenco. Că este cartea de vizită a ucrainenilor. A fost tradusă, mi-a arătat, eu am cartea. Tradus acolo scris, din limba română, realizatorul, din limba moldovenească, este traducerea noastră, adică limba moldovenească, și acolo, și acolo. Până și asta, adică să fie cât mai mulți. Ei au făcut, au unde, că și la noi au fost demolate busturile și statuile, peste tot, pe același postament, a fost pus statuia sau bustul lui Șevcenco. La noi, în Basarabia, mai s-au ridicat 10 busturi, 10 statuie. Dar în țară nu prea am auzit. Asta îmi pare bine că la Botoșani, iată, la Ipotești, sunt statui frumoase. Dar, părerea mea este, în fiecare localitate, din România, să avem câte statuie Eminescu. Să avem câte un bust Eminescu. Copiii să știe pe Eminescu. Dar am văzut și la dumneavoastră. Deputații dumneavoastră și miniștri dumneavoastră cunosc exact Eminescu, că cunosc și ai noștri. Că de fiecare dată, la 15 ianuarie și la 15 iunie, se fac emisiunile exacte. Toți cei de pun flori la noi la Chișinău, la bustul Eminescu. Și la 15 iunie, înțeleg de o emisiune televizată, câte o fetiță de asta așa, frumoasă, întreabă câte un ministru. Domnul ministru, ați depus flori la Eminescu. Ia spuneți, vă rog, pe rost o poezie din Eminescu. Somnuloase păsăreri pe la cuie cu seară, nu da, mulțumesc. Domnul deputat, dumneavoastră, spuneți o poezie din Eminescu.
somnoroasă că se ridică la cui cu se adună. Eu rămân la grădiniță, altul, deputat. Domnul deputat, spuneți o poezie de Mihai Ilie, somnoroasă că se ridică. Atât aștept, deputat, să vine și noi. Și din țară și de la mine. Deci, de la grădiniță, n-au mai deschis nici o carte de Eminescu. Dar eu vreau să vă spun ce înseamnă pentru noi Eminescu. Am fost invitat și eu la top show-ul de astea, mese rotunde, la televiziune și așa mai. Și avem, noi avem mai mulți cântiți ca Dumnezeu, care încearcă să ne convingă că am fi altceva, națiune, altă națiune, altă limbă, altă istorie și așa mai departe. Și atunci, dar nu eu, că eu mai puțin așa, am argumentele mele, dar cei care vor să polemizeze, spun, stai, domnule, dar Eminescu ce a zis? Eminescu a spus, suntem români și punct. Se pune punct la discuție. Ce a mai spus Eminescu? Când se spune, spre exemplu, că limba noastră este alta. Limba noastră românească și așa mai departe, citată pe care a rostit-o domnul Alta Dimicean. Pasăranul este rusească, sau mai știu, de la Nisă până la Nisă, tot românul plânsumisă. Sau, auzi de parte, strigă slavă și necăjiți către noi glasul plântei, pasăranii ajuns în ziua de apoi și așa mai departe. Eminescu este avocatul nostru. Eu vreau să vă spun că noi, în Basarabia, nu suntem liberi. Noi vom fi liberi când vom fi cu țara. Până atunci, noi avem nevoie de Eminescu. Eminescu este unul dintre cei care ne ajută să luptăm în lupta noastră pentru limbă, alfabet, revenirea la numele noastre, la istoria noastră, la literatura noastră. Unul din cei care a fost cel mai mare luptător aproape în acea perioadă a fost Mihai Eminescu. Noi ieșeam la marele manifestări cu icoana cu Eminescu înainte. Și Eminescu ne-a ajutat să obținem ceea ce am obținut. Acum, eu aș vrea să spun totuși despre domnul Mihai Cincoi. Domnul Mihai Cincoi, timp de o viață, de 50 de ani, a cultivat dragostea neamului nostru românesc din Basarabia pentru Eminescu. Ăsta este marele merit al lui Cincoi. Această enciclopedie putea să o facă oricine. Noi avem și noi institut de literatură, avem catedri de literatură. Și eu admit că dacă ar fi dat Academia, eu știu, niște onorarii bune, mai știu eu, ar fi găsit niște modalități, această enciclopedie ar fi apărut. S-ar fi făcut în 20-30 de ani, la noi oamenii de știință scriu așa, și scriu temenii, dar fi nu în rând de zi, așa mi-a spus cineva. Și voi am muncit ca un rob și a făcut această carte, dar lucrul cel mai important pe care vreau să subliniez Cincoi, ca nimeni altul, cu dreptul moral să scrie această carte. Să fie autorul acestei unice, prime enciclopedii Eminescu. Eu sunt foarte convins că această enciclopedie are o viață lungă. Va mai avea multe ediții. Poate acest colectiv mare de autori, acestei cărți care se cheamă Mihai Cincoi, va reveni asupra ei. Pentru că despre Eminescu nu pot să... Eu mă uit, domnul Cincoi spune că am să mai adaug ceva. Eu cunosc această carte de la Congresul Eminescologic. Este primul congres care trebuie, de fapt, în țară. Chiar mă gândeam la Botoșanu, primul congres, la ipotezi. S-a făcut la Chișinău, la inițiativa domnului Cincoi. Și atunci domnul Cincoi a venit cu această carte. Eu știu această carte. Iar de-așa, sub de pagină. Apoi m-am uitat la cuprins, are o mie de pauză. Deci, între timp, domnul Cincoi mai scris 400 de pagini. Apoi, dacă nu-i o luați de mână și o lăsați, că l-așa că mâine este de toată dificil, el până mâine mai scrie câteva pagini, cel puțin. Deci, câteva capitole. V-a lucrat toată viața. Pentru că Eminescu este nesfârșit. Despre Eminescu nu poți spui. Ai spus și că. Deci, Eminescu este un scriitor nesfârșit. Și noi, spre deosebire de dumneavoastră, cărora i s-a părat o bucată de țară, am întâlnit Basarabia și Bucovina, nouă basarabenilor și bucovinenilor, i s-a părat țară. Drama noastră este mult mai mare. Dar cei care s-au lățit peste noi, ne-au furat totul. Ne-au furat țara, ne-au furat limba, istoria, alfabetul și așa mai. Dar dintr-o eroare a lor, ne-au lăsat Eminescu. Și noi, prin intermediul Eminescu, am restituit, am recuperat și limba noastră românească. Eminescu am învățat limba română. Am recuperat alfabetul. Și am zis, dar Eminescu, stai că scrie alfabet. Noi am recuperat istoria noastră. Citeți publicistica lui Eminescu. O să învățați istorie de acolo. Deci numele nostru, suntem români și punctul. Datorăm supraviețuirea noastră dincolo lui Eminescu.